Lupta a prigălacea de-a șaptea ediție a turneului Bătălia Portarilor. Peste 100 de participanți au intrat în acest an în cursa pentru titlul de cel mai bun goalkeeper din țară. Competiția s-a desfășurat la 3 categorii de vârstă, iar cele mai tensionate dueluri au fost desigur între seniori, unde a triumfat Dumitru Celeadnic. În marea finală, portarul formației Petro Cup Hâncești l-a învins cu emoții pe goalkeeperul Speranței Nisporeni, Vasile Buza. Sigur, finalistul cel mai greu, când ai emoții. Când vrei să câștigi, de exemplu, și să te gândești numai să nu scapi, dar cam final, tot timpul cel mai greu. Învingătorii au fost premiați de către oaspetele de onoare al competiției, legendarul portar român Helmut Ducadam. Bătălia Portarilor este un turneu tradițional organizat în Moldova de către fostul golkiper Adrian Bogdan.